moarte, accidente, crime, nucleara, bombe, Putin, Covid, totul, murim, da, mă, o să muriți, toți muriți. Și eu vă îngrop pe toți pe la Cedric. Lucrurile astea care țin strict de specia noastră, de rasa noastră și pe care nu poate să ți le ia nimeni, astea sunt viitor. Deci nu trebuie neapărat, bă, gata, trebuie să fac miliarde. Bă, frate, dacă câștigi 4.000 de euro pe lună ca instalator sau ca asta, înseamnă că e decent, doar să vrei să muncești și să o faci bine. Că te caută lumea, vin banii la tine în momentul. De câți bani ai avea nevoie ca să poți să-ți începe o afacere de succes în România? E undeva la 50.000 sus. Și ce-i face cu 50.000? Cu 50.000 ceva m-aș duce către papa, dacă mă întreb pe mine. Nu neapărat agricultură. Fie o mică procesare de ceva, fie o fermă de asparagus, fie o fermă de... Nu fermă, un pământ în care să începi și să-l crești. Ceva de păpică. Dacă aș avea cu 5.000 de euro, da, m-aș putea la cumătul în delta Dunării, aș deveni pescar, aș mânca, așa, 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 trăi până când a dat Dumnezeu de trăit. Foarte mulți îi duce capul. Problema este că cei pe care îi duce capul aleg să muncească în societăți în care statele sunt mai puțin, sau mă rog, erau până acum mai puțin intervenționiste. În ultima vreme, în ultima perioadă, statul și-a cam băgat coada peste tot, chiar și în democrațiile pe care noi le considerăm. Acolo lumea a avut mai mare încredere în stat, pentru că de-a lungul istoriei lor au demonstrat că au avut capacitatea la anumite momente să creeze lucruri benefice. Lucruri care au șeipuit societatea și înainte de a zice nu sunt bune, sunteți voi toți proști, pentru că nu știți nimic și noi știm, dar voi ne-ați creat și telefoanele și internetul și tot ce beneficiați voi, generația noastră de proști le-a creat, care n-am știut nimic, cu familiile noastre, fără delea cu plus și, și fără urlete, fără țipete, fără... Asta noi le-am creat. Așa că uitați-vă cât mai puteți la noi, că nu se știe, fraților. Da. Mâine, poi mâine, facem aia cu veșnica pomeni. Poi mâine la tine, mă, te dreacu. În primul rând trebuie să am un dialog și să ascult, să învăț în primul rând să ascult, în primul rând să văd să am întrebări. Nu să am toate răspunsurile lumii. Ferește-mă, Doamne, de oia care au răspunsuri la orice. Salutare tuturor, ce faceți, fraților? După cum bine ați văzut din thumbnail, descriere, astăzi ne întâlnim cu Mugur Mihăiescu, un foarte bun prieten de-al meu, un om controversat în ultima vreme, dar mie mi-este în continuare foarte drag și mă bucur foarte tare și sunt emoționat de revederea asta. Cred că nu ne-am văzut de 5-7 ani, de pe vremea când încă ne mai întâlneam pe terenul de golf. Astăzi nu ne vom întâlni pe terenul de golf, dar ne vom întâlni la el acasă. Am mai fost o dată la el acasă, mi se părea wow, acum 15 ani, 10 ani, nici nu mai știu când. S-ar putea ca acum să mi se pară și mai mișto sau să ni se pară și mai mișto. În orice caz vom discuta despre foarte multe chestii, dar voi încerca pe cât posibil să evit politica. Sau poate nu. Alo! Eu așa cred că am ajuns. Am văzut, sunt la numărul 17 acum. Vreau să vin la 15. Asta cu poarta neagră. Gata, te-am găsit. Te-am găsit. În comment se taie dacă încalcăm privacy chestii. No. Atea! Așa? Așa. Așa, ciocule! Aia ești cu ița lui de băiat. Ce faci, Giugi? Ce să fac, Giugi? Ha? Very nice to see you. Și eu la fel pe tine. Noi trebuie să mai băgăm niște scule în casă. Ce scule? O lumină, două microfoane, să vedem unde ne așezăm. Hai să vedem unde. Da. My friend. Da, my man. Thank you very much for having me. WhatsApp, Facebook, Meta, YouTube și ceilalți șopârlieni și reptilieni care ne mănâncă zilele.
teoria conspirației, nu? Pe ce pe de conspirativ. Dar nu mă bag în teare. Cu ce? Conspiraționist? Pământul e plat? Tu? Eu sunt plat și eu, da. Toată lumea e plată. Toți suntem plati. Ești conspiraționist? Conspiraționist. Declarat? Toată viața mea a fost conspiraționist, dar sunt posedat de conspirații. Caterina. Am un reptilian mic în mine care se bate cu goridianul din mine, e geam. Văzut eu niște scandaluri, niște de-astea, că s-a luat lumea de tine, tu te-ai luat de ei, dar... De conspiraționist. Nu mă las. M-am certat destul cu conspiraționiștii și nici nu mă gândesc acum. Mi-a fost dor de tine, n-am de ce să mă cer cu tine sau să tot de-astea. Nu ne certăm, nu? Depinde. Dacă e o conspirație, ne certăm. Dacă nu e o conspirație, nu ne certăm. Adică... Am înțeles. Nu, eu vreau sincer să te întreb dacă îți plac pinguini. Depinde de ce sex au. Îmi plac. Deci pinguinele îți plac mai degrabă. Să nu fie fluiz. Pinguin fluiz, că la aia am o mică problemă. Am impresia că trebuia să le aducem ceva de fumat. Adică avem, dar de ăștia interzise pe canalele mediatice ale mainstream conspirații. Pretindem și noi că filmăm din Amsterdam sau din California. Din Paris sau Periș, da. Că e aproape. Așa, unul din astea. Cine una, cine alta. Acum, pe bune, asta e o întrebare care mie m-am și scris-o, să știi, adică ești pe foaie lângă mine. Da. Dacă ai deschide frigiderul și ai vedea un pinguin înăuntru, ce ai face? Probabil că l-aș mânca dacă mi-ar fi foame. Zic, nu știu, sper să nu fie viu. Atunci ar trebui să și alerg după el. Păi nu, că el stă, adică, nu știu, hai să mergem pe scenariul meu, după care mergem pe scenariul tău. Să lăsăm imaginația să zburde și să-și facă de cap. Deschid? Da, hai deschis. Pinguinul. Pinguinul. Gândi-mă, ți-am luat capul și l-am tăiat, l-am mâncat prăjat de la cocean de porumb. Știi tu ce e aia cocean de porumb? Bă, pinguinule, ce cauți la mine frigide. Păi dacă arăți în lume, copan de ar pinguin. Trebuie să știe, că îți dai seama, au fi luat-o și el pe autostradă. Nu știu, dacă nu-l iau pe parbriz și-l găsesc în frigider, ți-am spus, e disperat, l-am topit. Să nu mi-aduceți pinguin, că îi mănânc pe toți, vă spun pe eu. Am înțeles. Noi ne-am văzut, cred, ultima dată când eram pe terenul de golf, fără pinguini. Ce mi-ai făcut de atunci, în afară de ce s-a văzut pe net și pe la televizor? Ce, doamne, iartă, nu să fac? Am fost după urși polar, că pinguini n-am găsit. Așa. Mi-am văzut de treabă, mi-am văzut de afaceri, mi-am văzut de viață, mi-am dedicat viața și mie și familiei. Că până în perioada aia, cât am avut televiziune, am dedicat-o la lumea largă și acum am îngustat puțin orizontul. Și asta e punctul meu de vedere. Eu mă întrebam de multe ori, pentru că îi auzeam pe colegi de ăștia cu care mai jucam golf, da. Una altă, bă, când ne întâlnim să jucăm cu Garcea. Pe tine te deranja când te zicea lumea Garcea? De ce să mă deranjezi? Nu știu, sau făcea plăcere? Depinde cum o zici, adică dacă vrei să mă jignești, îți răspunde pe acum, confunzi realitatea cu ficțiunea și se numește schizofrenie. Așa că... N-ai decât să-ți iei pastile. Înțeleg. Iar dacă vrei să mă stârnești cu treburile astea, hai să vorbim despre altceva, da? Când lumea zice cu plăcere pentru că ai dat bucurie o viață întreagă, era cea mai prețioasă monedă din România, că nu prea găseai bucuria pe toate părțile, sunt fericit. Eu ți-am făcut și un intro din mașină, ce-i drept, nu știu dacă ție-ți convine chestia asta, dar mai mult n-am avut, astăzi atâta s-a putut, în care am spus că ai făcut istorie în televiziune. Și geografie în școală. Și, da. Și geografie. Și geografie. Biologie. Sigur? Am făcut. Și o să-ți fac o mărturisire, dragul meu. Știi când m-am simțit prima dată vedetă? Când am auzit Vacanța Mare la televizor spunând despre Gaz pe Foc. Da? Jur. Nu o zic pe aia cu să moară mama. Era, și mai, era și mai ieftin gazul pe atunci. Da. Acum. Dar în momentul ăla am știut că sunt vedet. Mă crezi? Da? Da. Fără să te pupă în curta de astea, nu știu ce. Dar, na. Ați făcut ceva treabă. Eu mă uitam la voi. Mi-a plăcut dintotdeauna ce ați făcut. Milioane de oameni. Acum hai să... Cât ai fi de modest cu asta, îți dai seama la un moment dat unde ai ajuns în carieră și poți să-ți faci o analiză sinceră și nu neapărat să fii cu nasul pe sus. Dar îmi dau seama ce am făcut în carieră, îmi dau seama că am bucurat și de milioane de oameni.
Și e clar că atunci când ești pe culm, te mai mănâncă și puricii și ăsta, dar asta e. Viața merge, câine, trece, nu știu cum e. Una peste alta, nu cred, revenind la subiectul anterior, că foarte multă lume vorbea cu răutate despre tine sau că zicea de Garcia la... Nu. Vrea să te... Nu știu ce. Nu. Nici mi-a trecut vreo secundă prin cap. Că-ți-a... Dar nu vorbesc de lumea normală la cap, dar mai vorbesc de prichindei dintre ăștia. A. Vin, pleacă, nici nu știi dacă există sau au existat sau nu, dar își dau și părerea asta. Dar în ultima vreme ai tot avut... De ăștia, da, fanii. Nu mi-a plăcut să mă calce nimeni pe bătătură și tot ce am avut de spus, am spus. Acum, Să intrăm totuși în zona aia sau să nu intrăm? Mi-e indiferent, poți să intri în orice zonă. Păi nu știu, eu sunt, tu ești invitatul meu, în primul rând avem discuții la liber. Tu ești invitatul meu că ești la mine acasă și percep chirie. Poate n-ai știu, dar să tragem o linie la un moment. Cu factură, fără factură? Cu factură, cu factură. Bun, cu factură, am înțeles. Da. Uite că așa... Da, te mai mănâncă, n-ai ce să-ți faci. Am o anumită vârstă, nu-mi permis să fiu călcat în picioare de ciurli-burli dintre ăștia care au venit de nicăieri și elucubrează. Și atunci le zic că sunt oltean, nu tac. Și când le zic, ei sar că sunt mulți, vorba lui Moțoc, proști de-a mulți. Și eu nu mă las, ei nu se lasă. Asta e. Da, cu politica ce mai faci? Cu politica? Firar, nu știu dacă neapărat, lasă-i mă să spune. Ei, lasă, e nevastă mea. Mă, frate, eu am făcut politică de când mă știu, adică și în tot ce făceam sketch-uri, râdeam de prostie. Acum, faptul că se întâmplă ca la ora actuală să fie atât de multă prostie și nu se mai râde de ea, pentru că încearcă să spună barieră, vai, n-ai voie să râzi de asta, n-ai voie să, cum îți permiți să critici, cum îți permiți să asta, mai du-te în măta. Înțelegi că nu sunt pe tipul dictaturii să zic ce vrei tu. Poate zic prost, dar am dreptul să zic. You got to be politically correct, my friend. Dar nu vreau mâncați așa să fiu politically correct. Vreau să spun ce gândesc. Că despre asta mi s-a părut. De asta am luptat și atunci la Revoluție. Pentru că, bă, hai să zicem că îndurai multe. Mă, da, să n-ai dreptul să spui ce gândești, asta era cea mai mare crimă. Și asta mi se pare cea mai mare crimă care se poate întâmpla și acum cu tot wokismul ăsta și cu tot derapajul ăsta de politică corect, că trebuie... Atenție! În America o ardă ăștia cu rasism. Chiar dacă ești negru în America și nu ești politică corect, te facă ea tot rasist. Adică, dacă nu ești ca ei... Trebuie să dea în tine. Bă, frate, hai că mai avem și un bun simț în noi, mai avem și asta. Vrei un dialog? Hai să avem un dialog. Eu nu te judec după altceva. Hai să avem idei, dialoguri, sigur, dar nu. Urlă toți, dau cu... Și nu crezi că ar trebui, unde ar trebui să fie limita până la urmă? Că trebuie să existe o limită. După 7 ani ar trebui să existe deja limita asta. Se numește cei 7 ani de acasă. Bine, asta într-o lume ideală, într-o lume utopică. Păi nu, într-o lume de asta cum am fost și eu învățat să cresc. Că se vedea de la o poștă dacă ai 7 ani de acasă sau dacă n-ai 7 ani de acasă. Adică în loc să tinzi, să mărești numărul celor care au 7 ani de acasă și care pot să stea la un dialog pe diverse paliere de educație. Adică nu trebuie să fii un scholar sau un academician și... altul să fie, nu știu, strungar sau ca să te compar. Nu te compar, pentru că nu, diferențele astea sunt frumoase între noi și ești la fel de valoros și dacă ești un super excavatorist, cum ești la fel de valoros dacă ești un super profesor. Pentru mine ești la fel, că ai un merit în meseria aia ta. Da, și fiecare își umple pătrățica exact, lui. Nu te judec pentru treaba asta, dar nu poți să spui altuia că dacă nu e ca tine sau dacă nu gândește ca tine, asta trebuie să fie exclus și începi să dai în el și să-l faci cu ou și cu oțet și să cauți orice portiță, orice oportunitate, să-l jignești, să-i rănești familia, să-i rănești copii. Asta, bunul simț, va termina și îi va șterge din istorie. Că derapajele de astea în istorie cred că au fost destule, nu sunt chiar atât de bătrân încât să-l mai cunoști pe Cezar. L-am cunoscut, dar nu mi-aduc aminte de el. Era mic.
mai trecea pe la noi pe acasă. Cezar? Cezar. Venea după dude. Îi plăceau dudele, de mic, știi? Tu unde ai fost născut? Că asta încercam să aflu. Pe Wikipedia scria Goicea sau... La Goicea Mare, da. Așa? Da. Și dacă te uiți pe Google, spune ceva de Sadova. Sadova, da. De acolo erau părinții. Eu m-am născut la Goicea Mare. Așa. De unde era mama. Goicea Mare. Bun, hai că am rezolvat-o și pasta. Mulțumesc frumos da. Pentru informații, că nu reușise... Tot în sudul Doljului, acolo. Pe zona despre Dunăre, 15 km de Dunăre și Sadova și Goicea. Părinții tăi mai trăiesc? Nu, au murit de mult. Au murit de mult. Mama în 98 și tata în 2006. Dumnezeu să ierte și să aibă grijă de sufletele lor. Cu ce se ocupau ei dacă... Profesori. Profesori. S-am spus la toată lumea. Vin din familie de asta, de dascăl, de la toate rădăcinile, până departe. Și despre ai lui tata erau ăla care a venit de-a dat numele neamului, lui Trican, era neamț, meșteșugar neamț, s-a ciuiat pe la Dăbuleni, partea aia, potelui Ianca, și de Sfântă Mărie aveam obicei să ne strângem neamul lui Trican. Știi? La un moment dat eram 246 de aici, că pe vremea aia, aveai 15 copii, cum ai acum 15 telefoane, adică cam așa era neamurile. Și ne mai strângeam de Sfântă Mărie la Căminul Cultural, ne întâlneam om cu persoană să ne vedem care mai suntem urmașii lui. Da, Căminul Cultural, bun, da. Foarte tare asta. Și dintre aia lui mama, zona de acolo tot, Goicea Mare și bunica mea dinspre zona asta de... Prahova, Vălenii de Munte, partea aia, Posești. Și... Toți dascări, toți. Și bunici, și străbunici. Și n-au avut nimic împotriva faptului că tu te-ai dus către o altă zonă? Ba nu, cum să nu? Cum să nu? Dar, până la urmă, mama m-a educat să fiu liber. Mama m-a dus la teatru, la muzică, la lăutar, la școală de muzică, la dansuri, la desen, pictură de la din clasa întâi, adică am făcut toate astea, mi-a insuflat foarte mult. Mi-a deschis porți, cum a putut ea să deschidă porți. După care eu am ales faptul că n-am ales poarta pe care se așteptau să fiu toar și inginer de calculatoare, când eu nu prea vreau să fiu toar și inginer de calculatoare. Eu maxim vreau să fac matematică sau fizică, asta era. Dar mai mult matematică vreau să fac. Eram să fiu profesor de matematică sau să fac cercetare matematică. Și văd că sămânța aia s-a prins mai mult, știi cum e. Și dacă a fost, am colțit mai mult sămânța pe partea artistică, geamănul ăla nepragmatic din mine a pus stăpânire. Da, cred că până la urmă asta a fost traiectoria pe care și-ar fi dorit-o și ei pentru tine, în sensul în care... Tu să-ți alegi ce vrei să faci, ei să te expună la cât mai multe chestii? Nu știu. Societatea și viața pe timpul părinților noștri, nu pot să o privesc cu ochii de acum, să judec. Noi ne comportăm, cel puțin eu m-am comportat altfel cu fiimea. În ce sens? În ce înseamnă discuții, în ce înseamnă așteptări, în ce înseamnă educație. Adică una este educația strict academică pe care o dai și alta este cum îl modelezi pe copil să fie. Așteptările nu trebuie să fie ale mele, trebuie să fie ale ei. I-am deschis porți exact cum mi-a deschis și mama, am arătat aici, zic, îți mai spun și porțile mele pe care le-am avut deschise. Dacă vrei să intri, să încerci, intră și încearcă, nu te opri, doar nu zăbovi. Că viața e mult prea frumoasă și mult prea complexă să zăbovești. Pe urmă te vei duce acolo unde îți place să fii. Dacă la un moment dat nu-ți mai place, nu uita că ai avut porțile deschise. Întoarce-te, pentru că omul se schimbă. La 20 de ani nu mai ești ăla de la 10, la 30 habar n-ai cum mai erai la 20 sau îți vine să-ți dai doi pumni în cap când realizezi. La 50 de ani, când mă uit în spate și când realizez cam cum eram pe la 18, 30 și asta, iar îmi vine să-mi dau pumnii în cap. Nu știu dacă aș face-o din
e prea mare iubire de mine sau stimă de mine, dar până la urmă așa se învârte treaba. Odată cu trecerea anilor nu mai ești ăla dinainte. Ai regrete? Am unul singur. Care ar fi? Că n-am mai avut încă un copil, cel puțin. Atât este singurul regret. Rest nu. De asta, dar măcar ea vrea să aibă 3. Așa că avantajul ăsta se. Da, e poftim. Da. Păi și cam pe când crezi tu că o să devii bunic? Când vrea ea. Că doar nu mă umflu eu. Absolut. Când, dar, când vrea ea. Când preconizezi tu, cam așa. Nu preconizez eu, trebuie să preconizez ea. Deci în momentul de față nu pare să... Are 24 de ani deocamdată. Deci e necăsătorită și urmează are iubit, la un moment dat să... Nu știu dacă se va căsători, atâta timp cât să înțeleg bine, zâmbesc. Pe mine nu mă deranjează absolut nimic. Înțeles, păi o să facem. Da. Sper să jucăm la nuntă, pe terenul de golf, cine știe. Oh. Ia! Exact. Care ți-a plăcut mai mult dintre personajele tale? Garcia sau Leana? Păi nu știu ce să zic acum. M-aș da interesant să zic că mi-a plăcut unul sau altul. Mi-a plăcut și Crapul, mi-a plăcut și Boier Moflea, mi-au plăcut mai multe. Că ele au prins cel mai mult la public, da, au prins acum. Le interpretam cu atâta drag pe amândouă și când vedeam bucurie pe fața oamenilor, crezi că mai îmi păsasă. Și acum să stau la bătrânii pe băncuță să filosofesc care era mai... Eram curios. Dacă Superman s-ar întâlni cu Batman, cine ar... Chuck Norris și cu Bruce Lee, cine ar bate dintre Chuck Norris și Bruce Lee? Știam așa. Personaje puternice, personaje frumoase, haioase. Ne-am jucat cu ele cât am putut. Am dăruit cât am putut și asta e. Unii spun că am văzut bine. Și eu sunt de aceeași părere. Eu fac parte dintre aia care susțin că ai făcut bine și să trecem din nou la întrebări din alea mișto. Îți plac piticii de grădină? Păi... Ai pitici de grădină? Da, pitici. Dacă creierul este grădina omului, am pitici. Am înțeles. Înțelegi, în momentul ăla am colecție. Slavă Domnului! Da, dar... Nu prea mi-a plăcut niciodată, nu m-au atras pitici de grădină. Pe mine m-au enervat. Mi se par creepy, da. Vorbiți mi cu... se pare că vine unul așa noaptea la tine. Să dormi așa și schiză asta să vezi. Mai ești pitic. Să fii matol. Ha? Să fii matol și să dai peste pitici. Da. Sau și mai rău. Fumat sau nu știu eu ce bine, nu știu. Vorbesc despre băieții aia care fac de astea, nu? Lasă-i, mă, să fac. Da. Urât din partea voastră, foarte urât cei care faceți, în orice caz, da, m-au enervat dintotdeauna piticii de grădină și vreau să știu dacă îți plac și ție. Nu, nici aia, nici clovnii. Clovnii sunt și mai horror. Da, m-au zis că sunt... De așa, deci direct filme de groază. Direct film de groază și vă cuțătul mână. Noaptea. Când dormi, te trezești, și vezi. E probabil din cauza filmelor alora, cum zicea, It, Mit, Sit. Nu știu că nu mai țin minte, dar știu că n-aș vrea să văd un pitic de la pe aici să-l visez noapte. Nu m-aș simți chiar confortabil. Acum, știi, mi-a venit în cap un pitic sau un clovn cu un pitic în brațe. Stai seama. Chucky, păpușa ucigașă, direct. Chucky. Cum mă enervează, de asemenea, ălea. Păpușile alea cu sfori. Și alea mi se par creepy. Că parcă simt că la un moment dat noaptea prind viață. Să vezi una de aia gen Pinocchio așa că vine la tine și blângăne din gura aia, vezi ca o gură de aia tăiată așa, așa. Clap, clap, clap. Și în afară de asta, ce te mai enervează? Ce mă am dintre astea? Așa pe măsură ce... Adică nu mi-am făcut o listă și să o țin cu alea. Hai să zicem ce te enervează cel mai rău, în afară de... Prostia și încăpățânarea asta, care m-a enervat totdeauna și căuta să râd de ea, dar vă, că nu te faci bine cu asta. Nu te enervezi la mine? Înțeles. Acum, am încercat să fiu simpatic. Ar fi păcat dacă... să te exclud din conversație. Exact. Nu. Dar ai pe cineva care... pe care nu...
nu-l suport pur și simplu. Există o persoană publică care nu mă interesează de vârful de la persoane de sus. Publice. Categoric că sunt, dar nu știu dacă atât mă enervează, nu-i cunosc suficient de bine în viața particulară, dar ceea ce văd, doar ceea ce văd, la multă lume mă enervează, doar ceea ce văd. Top asta 3. Înseamnă, păi există și top 10 și top 100, adică aia nu... Aia pune pe cei mai enervanți. Nu pot să spun, nu, că nu îmi place să jignesc aiurea sau să simte... Nu trebuie simte. Să fie neapărat de la... Oamenii, hai să zice, poate să fie actor de la Hollywood. Dacă oamenii se simt jigniți oricum, știi, dar cum asta apare în presă, bombă, atac fără precedent, adică ăștia sunt, dacă mă enervează ceva la cu tot, e presa. Dacă... Care presă? Toată? Hmm. Toată? Nu mai au limite? Nu mai au limite? Nu mai au nici profesioniști? Adică te pricep la de toate și tu nu te pricep la nimic, n-ai făcut nimic, dar ai păreri și opinii. Dintre astea, bă, stai mă puțin. Și caută scandal, adică ei trăiesc. Deja nu se mai trăiește din lucru benefic, lucru bun, lucru... model, foarte puțină parte mai sunt oameni dintre ăștia în presă, dintre ăștia care încă fac jurnalism, încă fac, îți dau un singur exemplu de om care îmi place, de Răzvan Dumitrescu. Și nu e singur. Sunt încă oameni care fac jurnalism și fac aia. Bă, dar sunt demenți ăștia cu de alea de clipesc și sunt foarte afectate, incredibil. Bă, dar mai întâi puțină decență, puțină limbi. Tot timpul pe toate astea, să te sperie, să te... Moarte, accidente, crime, nucleara, bombe, Putin, Covid, totul, murim. Da, mă, o să muriți, toți muriți. Și eu vă îngrop pe toți pe la să-i dreacu. O să muriți, dar cățaua voastră, dreacu, de așa o să... Am scăpat de proști. Da. De parcă fără ei nu merge pământul. Ei sunt burii cu pământul. Apropo de panică, mi-am adus aminte că acum două seri sau când a fost ultima dată când mi-au dat cu semnalul de avertizare pe telefon. Plouă, dă cu grindină, stai acasă, bă, să mor tu. Nu se întâmplă nimic. Deci, până... Dar chiar dacă eram pe vremea mea, mă, eram copil, mă. Când venea câte viitură de aia de să umfla jâiul sau pârâul ăla, bă, te spulbera. Mă, viața merge mai departe, mă. Viața, nu, stai în casă. Deci am luat-o ca pe... Mă, stați acasă, nu vă deplasați că vă dă grindina pe voi. Așa, mă, și dacă ești tâmpit și ești pe grindină, meriți să-ți facă căcar mașina. Pe românești. Foarte bine că spui, bă, vezi că e grindină. Alert. Vezi că e grindină. Dar spune, mă, să... Dacă ai ajuns la când vizi motociclete să scrie pe aia, nu bea antigelul, că nu e de băut. Bă, despre ce lume vorbim? Înainte îți dădea jiglerul și cu... Nu jiglerul, îți dădea cheiță dintre aia și instrucțiuni cum să desfunzi un carburator. Acum spune să nu bea antigelul. Bă, s-au tâmpit, mă! Mă, sunt retardați pe cuvântul meu. Sunt mulți, până de curând sau până acum, hai să zicem, 10-15 ani, nu erau așa de vizibili, că acum există internetul, da. Acum avem de-a face cu o grămadă de oameni care pot comenta, adică nu voi ăștia care vă uitați acum. Ba de ce? Să comentezi, tot... dați-mă coment, înjurați-mă. Nu mă refeream la și pe mine și pe el, dar înjurați-mă pe mine prin el, vă rog, măcar să... Alții sunt proști, da, sunt proști, nu înțeleg. Bă, sunt mulți. Da. Mai că nu... În primul rând încăpățânați. Nici nu vor să știe limitele, nici nu vor să zică, băi, eu până aici atât mi-e plapuma mea, atâta pot să mă întind. Pot să am părere, pot să am opinie, pot să am asta. Pot să am un dialog. În primul rând trebuie să am un dialog și să ascult, să învăț în primul rând să ascult, în primul rând să văd să am întrebări. Nu să am toate răspunsurile lumii. Ferește-mă, Doamne, de ăia care au răspunsuri la orice. Puneți mereu întrebări, puneți asta, nu? Până la moarte o să ne punem întrebări. Bă, da, când tu vezi că scrie să nu bea antigelul sau nu mânca sau nu bea blici înălbitor dintre ăla,
cum mi-ar fi stat mie, că și pe timpul meu puteam să iau o cutie de aia de dero, să o dau pe gât. Înțelegi? Dar spunea azi de mama acasă, bă, nu pune că asta mori, că e de șobolan. Cum îl cheamă pe băiatul ăla, care are și el podcast, ăla care vorbește repede, stai un pic, era la sport la un moment dat. Merge foarte bine cu podcastul. Unde? Aici în România? Da, și-a băut bariu de ăla, că venise la ajutoare a povestit la un moment dat. Păi ce, eu n-am mâncat căpșul ăsta, săpun, am văzut că este, că e de aia, cum zice, boboan. Când am văzut prima oară la ajutoare. Bax dar... întreg de bariu. Nu, bax, bă, am luat ăla, o căpșună, ăla. Am văzut că e tulpul în gură și am dat. Am băut un bax întreg. Astea, alertele astea, intră și când ai telefonul pe silent? Da, intră mereu, dar... Mă, ce facă ea la teatru? Păi, dar nu știi că s-a oprit o piesă de teatru. Vorbesc serios. Chiar s-a oprit, dar nu mai știu. Care la... Nu știu la ce teatru să nu... Au oprit piesa, au stat 10 minute până le-a sunat la toți telefonul. Că aveți grijă că e belea mare și ce o să pățâți. Din ciclul întrebărilor fără răspuns, dar pe care îmi place să le adresez, am una care mie îmi place deosebit de mult. Te rog. Meu, și anume... Dacă ar fi să bei un șpriț da. Cu trei celebrități, da. Pot fi personaje adevărate sau nu, în viață sau nu, da. Care ar fi acele? Mă, dacă ar fi să beau un șpriț, primul aș bea cu Einstein, îți jur. Ok. Și aș bea chiar mai multe șprițuri cu Einstein. Asta eu așa și... A, să stau eu lângă el. Și ce spune lui Einstein? Păi nu-i mai spui nimic, că după două șprițuri e relativ totul. Așa că, cel, dacă nici el nu știe chestia asta, nu mai știe nimeni. Foarte mișto. Al doilea șpriț l-aș bea cu Anne Hathaway. În sfârșit, este, vreau să spun că este prima femeie menționată, pentru că eu întrebarea asta o pun la fiecare episod de podcast și nimeni nu vrea să bea cu femei. Sau să mă rog să ia. Păi da, într-adevăr, femeii nu prea știu să bea. Ce drept, da. Beau eu și pentru ea, dacă ea nu bea șpriț. Să găsește cine. Deci toarnă-te un pahar că să găsește cine. Anne Hathaway, yes. Anne Hathaway, da. Îmi place și mie să mor dacă nu-mi place. Mi-a plăcut cel mai mult în... ăla cu pastilele, cu cum e să-mi ia filmul ăla cu... nu mă pune că nu știu. Era bolnavă. Da. Da. Foarte frumos. Da. De avea ea tremurici. Exact. Da. Foarte frumos. Mi-a plăcut mult de ea. Da, da. Mi-a plăcut și cu De Niro. The Intern, da. Are și multe a jucat. La Oscarul pentru secundar, în filmul care se numea... Acolo a fost genial, a fost Căcătoare. Dar nu mai știu cum se numea filmul ăla. Poate ne scrieți voi la comentarii ca să ne faceți mai deștepți. And number three, my friend. Și a treia persoană cu care aș bea un șpriț, la ora asta, acum, ar fi mama. Dacă ar mai trăi. Aș învia-o să beau un șpriț cu ea, să uite la mine, să mai pup o dată. Și să zic, o, că nici eu nu mai stau. Adică, stau, dar ne vedem. Să-ți ajute Dumnezeu să stai cât da, știi cum e, tu? Lumea cu timp este relativ, că stai mult sau puțin. Ailaltă e o lume fără timp și degeaba îl băgăm în ecuație și pe urmă revin la șprițul cu Einstein și spun, tot e relativ, mai fain. Obișnuiai să bei șprițuri cu maică ta? Cu tata mai beam, cu mama mai puțin. De rebelion, de asta mai... Da, știi că s-o folosesc ca un prilej. Și cu mama și cu tata, că n-aș vrea să... Deci cel mai doar ți este de maică ta? Mi-e dor de amândoi. Nu există. Da, îi semăn mult mai mult mamei. Semăn mult mai mult. Doamna profesor, doamna directoare. A fost directoare. Și ea de treabă? Acum nu știu, n-am avut o profesoară. Dar ce ai, na, ce auzeai tu, ce ai auzit tu despre atâta ea? Timp cât strada de lângă școală îi poartă numele, decât toate generațiile alea din oameni din Sadova, îmi zic să rămână când trec pe acolo, înseamnă că a lăsat ceva după ea și n-a trăit de pomană. Da, m-ai impresionat. Fără, astea fără trei să... ocazii de șpriț. Să ne-am. Aș vrea să beau cu Homer Simpson. Cu? Homer Simpson. Homer, da, mai bine ai mâncat cu el ceva.
Nu, că era cu sprițanele. Da, cu sprițanele era. Homer Simpson și Iisus Hristos. Par treilea nu l-am atribuit încă. Dar cu Iisus nici nu trebuie să aduci vinul, că face el așa și gata. Sau dacă te-ai dat seama. Vii cu un pahar de apă, faci așa, frățică. Mai dă cu mâna odată că e prea multă apă. Plus că e bine să-l ai lângă tine, că dacă se termină... Da, se termină. Hața! Ia uite bă băiat, și dacă știa cât ai dat pe el. Cum? Auzi? Cum faci? Cât îți dau în mâna și pe mine cum faci? Nu, să faci de astea. Dar cum ai fost să încurce, știi, și să fac așa la laser? Știi? Da, mă rog. De raiem. Putem, avem voie. Avem voie. E permis. Am ajuns la vârsta la care avem voie să deraiem. Categoric. Da. Ce întrebări fără răspuns mai ai? Mai am una foarte mișto. Dacă ai putea să fii un copac, ce fel de copac ți-ai dori să fii? Pentru unii bumă, pentru alții ciumă, nu știu ce să fiu. Pentru unii aș vrea să fiu un copac. Și aș vrea să fiu o cucută. Cât sau alora. Mă, dacă aș fi un copac, aș fi copacul care a mie... Eu nu sunt un mâncător de fructe, dar îmi place ceva. Mango. Aș vrea să fiu un mango. Să fiu zămos. Așa. Să fiu suculent, zămos, plin de vitamină. Să dau energie. Foarte frumos. Să fiu... Mango. Nu deci știu, uite mango. Că are un răspuns și asta. M-am săturat de dude cât eram copil și zarzăre și alte corcodușe și da, pum de astea. Exotic, așa e special, nu da, e să, chiar orice fel de copac. Pomii alcoliferi, să numesc. Da, vegetația alcoliferă. Adică tot ce poate să producă alcool. Vegetația alcoliferă. Prunul, dudu, zarzul. Din toate se face țuic. Vreau și un pom care... Poame din care nu face alcool. Da, limonadă. Până și limoncelul, mă. Și-au bătut joc și de lămâilele. Mă, și din ele au făcut alcool. Mă, și din ele. Fă, mă, știu. Nu, afinată, zărzărată, zmeurată, tot ce e fruct, poc alcool. Bă, dar nu mai știi. Cireșată, vișinată, sublimată, imprimantă. Nu știu. Atunci te mai întreb de ce românii au păreri de la absolut orice și... A, nu românii, stai liniștit, că asta nu e o chestie a românilor, asta e o chestie a civilizației noastre. Băi, faptul că trăim aici, putem să vedem și defectele sau și lucrurile care ne deranjează mai mult, neapărat defecte. Dacă ai trăit în altă țară, îți garantez că le-ai observat și pe alea. Da, l-aș observa, i-am observat că am stat vreo 7 ani în Germania și... Da, sunt și... Au și ei o grămadă de tâmpiți, absolut, da. Dar parcă acolo... N-ai cum să judeci din moment ce nu ești nativ german. Dacă ai fi luat-o de când făceai bunul simț, adică până la urmă. Despre asta vorbim. Exact cum spuneai tu la început, tot nu dacă poți ești să... excavatorist sau dacă ești profesor, atâta vreme cât ai cei 7 ani de acasă, mi se pare că poți să fii în orice colț al pământului și să trebuie fii trebuie să fii nativ ca să... Că tot te prinzi dacă l-ai un bou sau dacă e un om, cum se cade, știi? Dar să trecem și la alte chestii. Ai vreun film preferat la care te-ai uitat așa de vreo 100 de milioane de ori? Mai multe. Top 3, por favor. Păi primul la care m-am uitat a fost de 15.000 de ori, a fost film, nu serial. Film a fost Pe aripile vântului. Ăla nu mă săturam să-l văd. Pe urmă, acum un film la care m-am uitat de 15 milioane de ori a fost Interstellar. Da, și... cu Matthew McConaughey, nu? Da. Așa. Sunt multe filme la care m-am uitat de 15.000 de ori și m-aș uita de 15.000 de ori. Adică nu e doar unul. Mai zi-mi eu ca să completăm topul celor 3. Păi stai să văd. Matrix-ul l-am văzut pe de rost. L-am învățat pe de rost când a apărut. Am și acum casete video cu Matrix pentru că îl puneam și îl lăsam în buclă. Mr. Anderson. Da, Mr. Anderson.
Foarte, deci de-astea care bulversează societăți. Nu mai spun și de Star Trek-uri, Star Wars-uri, toate. Le-am mâncat pe pâine. Acum ești mai mult pentru filme sau pentru seriale? Pentru ce poveste frumoasă. Nu contează pe cât se întinde. Ce poveste frumoasă ai mai văzut în ultima vreme? Păi, seriale? Seriale. Mi-a plăcut Outlander. Primele 5 sezoane bune. Ăsta ultimul, 6, cam plicticos. Nu știu de ce am dat-o în bară cu ăla. Până la urmă, din punctul meu de vedere, au dat-o în bară. Multe seriale bune. Game of Thrones, ce a avut serialul. Super. Ăsta, Westworld. Iar mi-a plăcut. Și ăla, partea întâi cu Anthony Hopkins, m-a termenat, vorba Sadoveanului. Și asta doar ce mi-aduc acum aminte. Îmi dau seama că neglijez multe altele de care am fost îndrăgostit de-a lungul vieții. Și dacă vine bărbosul acum și zice, mă uraș, fii atent, îți dau ocazia să-ți alegi un rol într-un film care vrei tu, da, și să-l refacem cu tine. Pe cine vrea să joci? Ce personaj? Știu ce. Scarlett. Nu. Bă, Scarlett nu, lasă-mă, Doamne, iartă-mă, ce vrei să pățesc. Nu știu, am întrebat. Nu vreau să fiu nici goofy, nici nu vreau treburi de astea așa mai bezmetice. Mai okay. Pe cum, pe ponderat așa, știi? Bun. Cred că totuși Interstellarul, așa, că joacă și Anne Hathaway. Corect. Aș vrea să fiu în rolul lui. Și acum luând-o pe altă parte și... Bă, dar iar cu destea, luând-o pe altă parte, trebuie să joci pe Scarlet. Adică toate, bă, sună urât, bă. Am înțeles undeva acum. Bun. Da. Nu, dar deja sunt bulversat. O luăm și noi, că unde putem. Așa. Ce să faci? Ai. Uite că am uitat. Ai zis că luând-o pe altă parte. Am uitat, acum mi-ai băgat tot pe aia cu partea ta. Ai schimbat poteca. Și că m-am dus pe poteca mea. Da. Și mi-ai băgat-o, acum văd numai crema epilatoare și Doamne ferește, bă, băiatul, ți-au pus ceva în podcast. Ți-au pus ceva în podcast. Ți-au pus ceva în podcast. Da. Am uitat. Nu știu dacă poate mi-aduc aminte, că avea legătură tot cu filmul. Gata. Mi-a revenit pe partea care trebuie. Dacă ar fi să se facă un film despre viața ta, cine vrea să te interpreteze? Și poți să mă nominalizezi și pe mine aici, adică n-am o problemă. După ce mai cheleși puțin. Film despre viața mea. Cine, Doamne, iartă-mă să mă întreb? Poate să fie de la Hollywood, poate să fie, nu știu, bine, de la noi. Dacă era mai tânăr, Bruce Willis avea toate șansele. Dar... Bruce Willis în tinerețe, care e problema? Bruce Willis în tinerețe. Vedea la și pe Bruce Willis. Bună seara! Da. Da. Să intre Bruce Willis să zică exact. Bună seara. Ce, el nu zice bună seara? Sau... Ba da. Învață puțin replica, e un actor. Sunt convins că vorbește și foarte bine românește. Cine, Bruce? Unde? Îmi jură mult, dar în rest e ok, bă. Când bea face. Da? De la afinată, de la vișinată. Dar nu, că s-a lăsat săracul, că da? Nu știu ce are sindrom de la... S-a lăsat de film, nu știu. Am văzut o știre sau o frântură de știre, mai bine zis. O ciudățenie de asta. Că e bolnav? Sindrom, da. Sindrom de ăștia cu nume care nu te faci bine, dar i-a dat nume, știi, ca să le... Da. Nașpa, îmi pare rău. Așa că uitați-vă cât mai puteți la noi, că nu se știe, fraților. Da. Mâine, poi mâine, nu facem pe aia cu veșnica pomeni. Poi mâine la tine, mă, te dracu. La mine mai... Să fac și eu, știi, să facă și mie ăștia jubileu, știi, că am făcut odată cu regina, ai văzut. Eu așa le fac, când fac ziua de naștere, fac și eu cu cine merită. I-a zis, tanti Lizi, mâncați-aș sufletul. Hai să facem un bel. Tot aștept, eu stau după inaugurarea când mi-au făcut ăștia linie de metrou și mie, dar acum...
I-a deschis Elizabeth Line înainte că făcuse mă pariu cu ea și l-am pierdut pe 10 pounds. Care deschide înainte linia lui de metro și i-au deschis înainte femei și acum eu aștept. Eu cred că aia ne îngroapă pe toți, zic eu. Zici? Păi... Da. Aia e simpatic. Regina mâncaia e sufletul ei. Da. Care este... Există gânduri care te țin noaptea treaz? Depinde, da, dar sunt, nu sunt gânduri care să revină peste ani și ani și ani. Nu, sunt gândurile legate de ceva destul de recent sau despre o problemă pe care aș vrea să o depășesc sau despre o chestie de creație. Sunt destule care mă mai țin treaz. Adică nu... Te gândești cum o să arate lumea peste 10 ani? De exemplu? Cum vrea ea! Cum vrea ea, cum vrea ea, dar îți provoacă insomnii chestia asta uneori? Știi cum e? Noi mergem pe zona, pe partea a doua, acum, da? Ce treaba fiecare așa aștepne? Cum doarme? Adică doarme așa cum își aștepne. Da. Mai mult de atât, ce să zici? Dacă că avem să... totuși copii... Sperăm să avem și nepoți. Crezi că lor o să le fie ușor? Crezi că o să... Bă, specia va rezista de bine de rău. Unde se vor duce este fix treaba lor. Da. Nu mai e treaba mea. Bine, apropo eu mă de... Lupt, eu mă lupt ca să nu îngropă mortul cu tot cu bijuterii, pentru că mulți dintre ăștia care săraci de ei n-au serviciu în viața lor, n-au casă, dau păreri și opinii, să mă scutească. Pe ăștia nu-i ascult nici cu curul nu mă uit la ei. Mă refer la copiii ăștia care au învățat, care au o educație și care astea încerc să le insuflu ce a reprezentat pentru noi valoare și dacă se vor gândi să arunce din această valoare, măcar să gândească de două ori și să înțeleagă sau să încerce să înțeleagă de ce am definit ca valoare acest lucru, de exemplu, familie sau chiar și religie până la un anumit punct, până la extremism. Lucruri care au șeipuit societatea și înainte de a zice nu sunt bune, sunteți voi toți proști pentru că nu știți nimic și noi știm, dar voi ne-ați creat și telefoanele și internetul și tot ce beneficiați voi, generația noastră de proști le-a creat, care n-am știut nimic, cu familiile noastre, fără delea cu plus și, și fără urlete, fără țipete, fără... Asta noi le-am creat. Generația asta de proști. Și măcar cu cei educați să le spui, bă, cam așa am văzut noi lucrurile. Acum o să fie rândul vostru. Ce o să vreți voi pentru copiii voștri și cum vreți să, dacă vreți să-i faceți toți? Noi predăm ștafeta, corect. E treaba lor. Eu cred că România arată, sincer, de când m-am întors din Germania, mi se pare că România... De pe Germania, nu se zice din Germania. De pe Germania, de pe Spania, am fost pe Spania, am fost pe Anglia, am fost pe Germania. Păi, dar cum? Deci de când m-am întors de pe Germania, așa? Observai așa? Că... Observiert. Observai. Da. Vezi că acum m-am prins, că de fapt... Volteanu se referă la... Da, la ei. Exact. Observ, ai, că lucrurile merg bine pentru România. Adică nu mai e aceeași poveste ca prin anii 2000. Sunt foarte mulți copii, am văzut colegi care se mișcă, care aleargă, care muncesc, care își pun capul la capul la contribuție. Da. Și paradoxal, cu ghilimele de rigoare, și produc. Așa este. Ideea este că, în primul rând, ce te deranjează este ritmul, unde puteai să fii și unde ești. Al doilea rând, pe mine ce mă deranjează este că valorile și cei educați, primul lucru e să plece. Primul lucru pe care vor este să se ducă în altă țară. Ori asta mă deranjează al dracu de mult. Al treilea rând mă deranjează deprofesionalizarea totală, uite ce se întâmplă pe piața muncii. Tu nu mai găsești. Aduci din Bangladesh. Pentru orice vrei să faci.
Mă deranjează inechitatea între a munci mai nimic la stat pe un salariu de 3 ori mai mare și a munci în privat acolo unde muncești cu adevărat și te zbați și te lupți și nu pe pile și pe căldurică și prin două hârtii. Categoric mai există și oamenii ăștia care țin în spate, din nefericire, armate de lepre pe românești. Ei da, se zbat. După ce se zbat, vine onor statul și problemă. Și trebuie să te descurci și luptă-te cu jungla, luptă-te cu mura. Ce avem noi aici? Păi nu știesc că... problemă. Lucrare. Înțelegi? Asta e ce e deranjant, de fapt. Și asta o vezi, trăind aici, o vezi, o simți. Clar că, grosomodo, și prin apartenența noastră naturală la Uniunea Europeană și la deschiderea pe care am avut-o în ultimul timp cu oamenii călătorind, cu oamenii împrumutând din culturi, din educație, din valori și aduse unele înapoi în țară, ai mers înainte. Problema este că locomotiva e aici și vagonul tău e acolo unde vezi șinele în spate. Asta e problema mare. Ai vrea și treacul să stai și tu mai la, nu la clasa întâi, dar să stai și tu mai pe la mijloc. Să nu fii vagonul la care te... Știi că dacă deraiază Uniunea, cine sare de pe șine? Ultimul vagon. Atunci deraiază. Ultimul vagon sare de pe șine. N-aș vrea să mai fiu ultima roată la căruță. Eu cred că nu o să mai fim multă vreme. Adică noi nu o să mai prindem chestia asta, dar sunt optimist. Eu personal sunt foarte optimist în ceea ce privește viitorul copilului meu, hai să zicem, nepoților mei. Pentru că ne duce capul așa. Suntem lepre, într-adevăr. Nu, da. Nu, atenție. Pe foarte mulți se duce capul. Problema este că cei pe care îi duce capul aleg să muncească în societăți în care statele sunt mai puțin, sau mă rog, erau până acum mai puțin intervenționiste. În ultima vreme, în ultima perioadă, statul și-a cam băgat coada peste tot, chiar și în democrațiile pe care noi le considerăm. Acolo lumea a avut mai mare încredere în stat, pentru că de-a lungul istoriei lor au demonstrat că au avut capacitatea la anumite momente să creeze lucruri benefice. La noi, când statul în ultimii 30 de ani n-a făcut decât să... Ce-au făcut rușii în Ucraina, asta a făcut și statul. Adică ei au acum 4 milioane de imigranți. Statul român, am fost invadați de statul român și avem tot 4 milioane de imigranți. Adică cam atât agonii din țară, statul român. Deci am fost și noi invadați din interior, am avut și noi putinii noștri. Acum, cam aici se situează toată treaba cu viitorul. Categoric, sper să fie bine că suntem totuși la o căruță destul de mare și frumoasă numită Europa și trebuie să ne ținem cu dinții de căruța asta, de Uniunea Europeană. Pentru ăștia mai tineri care se uită acum la noi, nu acum, și în momentul în care, adică acumul vostru. Da, relativ, e Einstein aici lângă mine. Vezi? Așa. Zimă tineri, ce fumezi mă acum? Țigare. Mă vezi cu părul alb și cu mustăcioară. Da. Dacă ți-aș da acum 5.000 de euro. Așa. Atât. Și ăștia să fie singurii tăi bani. Ce ai face cu ei? Cum ai porni o afacere? Și... Dar de ce ar fi neapărat nevoie să pornesc cu afacere? Dacă aș avea acum 5.000 de euro, da, m-aș putea la cumătul în delta Dunării, aș deveni pescar, aș mânca, așa, 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 trăi până când a dat Dumnezeu de trăit. Și cu restul de 5.000 de euro, pănuiesc că am cumpărat o pâine, o asta, ce nu dai pe pești, mi-aș cumpăra sculele de pescuit ca să am din ce trăi. Asta aș face. Păi și cu progresul cum rămâne? La 5.000 de euro? Ce dracu de progres? Ok, hai zicem 10, poftim. Bun, dăm 10.000 de euro cum și, să faci, și 23 cum de faci ani. Bani? 23 de ani? Fără suspendare. Ok. Dăm 10.000 de euro și 23 de ani fără suspendare. Ok, e 23 de ani și ți-am dat 10.000 de euro. M-aș duce în Africa. Este de la deci, ordin, delta, ordin. Nu, dacă aș avea 23 de ani și doar 10.000 de euro, toți banii mei, m-aș duce în Africa. Acolo aș porni ceva. De ce în Africa? Pentru că este pământul neexploatat. Păi și România nu e? Nu, n-ai loc.
cu 10.000 ești mort. De câți bani avea nevoie ca să poți să-ți începe o afacere de succes în România? Păi undeva la 50.000 sus. Ce-i face cu 50.000? Cu 50.000 ceva m-aș duce către papa, dacă mă întreb pe mine. Nu neapărat agricultură. Fie o mică procesare de ceva, fie o fermă de asparagus, fie o fermă de... Nu fermă, pământ în care să începi și să-l crești. Ceva de păpică. Pe păpică. Nu ne găma... De asta și activez în domeniul, până la urmă, a păpicii. Că tot papa dai și la restaurante, și la pub-uri, și la și lanțul de pizzerii, tot asta face. Și eu visez acum să-mi deschid pizzeriile, să le fac produse congelate, să le dau peste tot în Uniunea Europeană. Dar îmi trebuie investiție și asta te costă 1,5 milioane, 2 ca să ajungi la un lanț. Dintre ăsta, nu neapărat lanț, ca să ajungi la o producție de masă. Ca să zici că faci un business care să conteze. Dar cu 50.000 de euro, da, poți să începi business. Nu stai la Hilton, nu-ți bei cafeaua la Hilton. Te scoli dimineața la 5. Se da, dacă îmi dai și 23 de ani, n-am nicio problemă. Dar la 50 de ani s-ar putea să-ți bei cafeaua. Cel târziu la 50 de ani. Dacă până la 50 de ani n-ai făcut, ai o mare problemă. Ai o mare problemă. Asta este adevărul. Adică e mult mai... Șansele de reușită sunt extrem de mici. Deci nu pierdeți timpul, fraților. Nu. Apucați-vă din timp, treziți-vă dimineața, munceți. Nu este mult să faci afaceri, că poți să ai un serviciu bun, poți să ai o profesie bună prin care să câștigi în puii mei. Deci, cauți, eu am doi băieți cu care lucrez pe instalații, tot ce înseamnă gresie, fanță. Bă, băiatul, lucrează ăia impecabil. Problema e că doar pe ăia am. Înțelegi? Bă, fraților, specializați-vă în ceva, iubiți meseria aia pe care o faceți, că puteți să câștigați bani la fel de mult, adică poți să ajungi la 4.000-5.000 pe lună. Păi și de ce să lucreze pentru altul când poate să lucreze pentru el însuși? Exact. Cu această meserie o lucrez, nu trebuie să fii neapărat antreprenor. Nici antreprenoriatul ăsta nu e pentru toată lumea. Meseria, în schimb, meseriile care nu pot fi înlocuite de automatizări, de artificial intelligence și asta, care rămân strict umane, astea sunt, nu mor cu ele de foame nicăieri. Kinetoterapeut, osteopat, nu știu. Antrenor de tenis. Antrenor de tenis, antrenor de golf. Deci, lucrurile astea care țin strict de specia noastră, de rasa noastră și pe care nu poate să ți le ia nimeni, astea sunt ăștia-s viitor, deci nu trebuie neapărat, bă, gata, trebuie să fac miliardele. Bă, frate, dacă câștigi 4.000 de euro pe lună ca instalator sau ca asta, înseamnă că ești, e decent, doar să vrei să muncești și să o faci bine, că te caută lumea, vin banii la tine în momentul. Mă, vin banii la tine, doar să vrei să o faci. Dragul meu, îți mulțumesc din suflet că ne-ai primit la tine în casă. Da. N-am stat niciodată de vorbă așa. Păi. Și mi-a făcut mare plăcere. Și mie îmi face plăcere când stai cu Einstein. Exact. Eu sunt Homer Simpson. Bine, cu Homer Simpson. Merge și așa. Merge și e o combinație perfectă. Să-ți dea Dumnezeu să-ți meargă toate lucrurile așa cum îți dorești dea, tu. Pentru că așa e. Să fii mai echilibrat, să fii mai ponderați. Să fii... Asta, echilibru în viață e mare șmecherie. Dacă reușești să ții echilibru în viață. Nu e ușor. E șmecher. Exact. Asta e șmecheria mare. Ceea ce vă dorim și vouă și sperăm să ne vedem de săptămâna viitoare din nou cu un nou episod de podcast, probabil tot luni seara cu premiera de la ora 20:30, doamnelor și domnilor, sau poate chiar 20 sau... Podcast. Nu podcast. Și să nu mai spuneți podcast, vă rog frumos. Podcast. Ori podcast, ori podcast. Podcast. Take good care. Bye. Bye-bye.